să înceapă dansul! Hai, măi, chivule, lovește mingea aia, că mă doare, băi! El este Manole, capul familiei Meșteru. Dacă ar avea minte pe câtă bere în sânge, ar fi un geniu. Când nu stă la televizor, lucrează pe șantier. Asta dacă am crede tot ce spune el. Ia de telecomandă aici, că vreau să văd dacă Isabela i-a spus lui Fernando de copilul pe care l-are cu José Miguel și verișoara lui Consuela, care... Ana are două bucurii în viață: telenovelele și Mircea Radu, pe care vrea să-l ia cu ea în Tahiti imediat ce va câștiga excursia de pe cuponul din ziar. Băi, Rere, pe Josel, vezi și mâine. Ia uite aici la băieții ăștia ce muzică bagă. Vicky se antrenează la TV pentru a deveni vedetă. Cu dicția ei, sigur va reuși. Unde ai putut de surprize, Manole? Ce-ai făcut cu el, mă? Eu cum o mai văd, mă, pe Andreea mea, mă? Matilda are două regrete în viață. Primul e că și-a măritat fiica cu Manole, iar al doilea este că apa nu e făcută din bere. Uitați-vă la ei, așa îi găsești în fiecare seară în jurul televizorului. Dacă nu se ceartă pe telecomandă, găsesc ei și alte motive. Nici la asta, cum să pi fotoliu, mă, în mijlocul apii, mă. Tu-l vai, Doamne, ce de apă, eu. Stimați telespectatori, România e sub ape, după cum puteți vedea singuri. Niciodată de la Noe încoace n-au fost înregistrate inundații mai mari ca acum, transmise, iată, în direct, doar de televiziunea noastră. Oamenii nefericiți își contopesc lacrimile cu lacrimile cerului și se întreabă: unde este Dumnezeu? Dumnezeu pe dracu, m-am săturat de inundațiile voastre. Ceva fotbal n-aveți? Ce fotbal, bă, Dede? Ută pe MTV să văd ce melodie a mai scos azi Marius Boga. Lăsați odată fotbalul și MTV-ul. Nu vedeți ce necazie în țară? Iar tu, mamă, n-ai găsit altceva mai bun de făcut decât să ne piepteni. Țara arde și tu. E, dare, mă, piepteni. Cei, dacă vine apa și mănânc, măcar să arăt bine. Lasă că, Matale, nu te neci. Nu vezi ce uscată ești? Dacă intri în apă, plutești ca o scândură. Manole, iar faci mișto de mama? Da, fac mișto, că destul a făcut și ea mișto de mine 20 de ani. De când îmi stă pe cap. Dacă iar vă certați, eu am plecat la culcare, băi, Nede. Măi, Manole, ești un păcătoș, un nesimțit, măi. Mă, mai bine mută pe surprize și dă-mi o bere, că dacă vine inundațiile, măcar să mor cum îmi place, măi, doamne. Iată-ne-te, mamă, liniștită. Uitați-vă la ce vreți, dacă nu e fotbal, mă duc și eu să mă culc. Manole, scoală-mă! Hai repede, că n-am timp! Aoleu, cine e acolo? Cum cine, mă? Sunt Dumnezeul tău, Manole! Uite pentru ce te deranjez! Nu știu dacă ai observat, dar afară plouă de-o vreme! Tu ești Doamne! Da, măi, nu ți-am spus, dar nu mai insista atâta. Manole, pe tine te-am ales ca să fii noul tata Noe. Așa că îți ordon să construiești o arcă în care să aduni perechi din fiecare soi de vedrete ce s-a perindat pe la televizor. Să-i alegi pe cei mai buni, pe cei mai credincioși și mai smeriți. Ai înțeles, Manole? Am înțeles, Doamne! Să trăiți! Următorii, vă rog! Două la întâia pentru mine, Micherida! Întâi, aici e doi pe bilet? Ha, și nu e pe clase!
Și apoi trebuie să fiți vedete. Cine sunteți voi? Numai iubire, doar iubire. Ei, acuți, amintești? Ia? Ia mai fă o dată. Numai iubire, doar iubire. Ei, acuți, amintești? N-am auzit de tine, Valea. Dai lași, bă, Dede, o dată. Sunt Pepe și Oana, cele mai cool vedete. Băi, Dede, Pepe, Pepe. Aveți noroc cu fine. Intrați! Hai, următoarea pereche! Hai, nene, ia de aici meștere! O atenție de la mine! Face peste 20.000 de para, pe bune! Să trăiască domnul Mutu! Da, știți, e o problemă! Eu v-aș lăsa și pe degeaba, dar nu dă voie ăla de sus, decât cu perechea! Hai, nene, lasă vrăjeala, dar el-s perechea mea! N-am ce vă face! Și Hagi a vrut să intre cu toată generația de aur, dar n-a intrat decât cu soția. Trebuie să vă alegeți perechele. Da, mă, nene, lasă-mă în pace, îmi dai mie cu praf în ochi. Vezi că nasul e mai jos. Decât așa, mai bine îmi cer norocul cu iahtul lui Nașu Gheară. Hai, mă, fetele. Hai, ultima strigare. Mai sunteți? Mircea, deja mă alegi. Firește că tata noi, pe mine o să mă aleagă. Da, da, de data asta nu mai pierd. Degeaba, eu nu sunt domnul Iliescu. Pe mine nu mă dobore așa ușor. Liniștiți-vă, că pentru voi e loc întotdeauna. Mai e cineva după voi? După noi? Firește potopul! Cred că a venit timpul să mi se facă dreptate. Eu v-am făcut, eu vă omor. Ajutor! Mănec, firește! Mănec! Mă mir, doar te-am învățat 15 ani cum să înnoți în apă tulburi, Adriane. Ajutor! Ajutor! Nu știu să înnot! Ajutor! Calcă apa, Mircea! Calcă apa! Așteptați-ne și pe noi! Venim! Venim! Ajutor! Am plecat! Așteptați-ne ajutor! Și pe noi! Hai, mai repede că se scufundă țara! Dar nu sunteți cu pereche! Nu-l văd pe Boc! Unde? Dar nu știu ce s-a întâmplat cu domnul Boc, a rămas în urmă să stingă lumina la alianță, probabil. Cred că s-a înnecat săracul cu tot pe deul lui. Gata, intrați! Voi sunteți ultimii! Doamne ajută! V-ați crezut vedete, bă, așa-i? Bă, băieți, potopul e mic copil pe lângă mine, mă. Eu decid aici cine plutește și cine se scufundă. Doamne, îți mulțumesc, domnule, că a rămas numai noi, pedeu aleșii domnului. Doamne, acum ce trebuie să facem? Cum ce, bă, Emile? Alegeri anticipate. Ha, ce banc bun am spus! Bă, ce-mi plac glumele mele! Telenovela după acasă, mă! Că mi-a zis fetele de la bloc că erau pupă papi pe Zăvoranca și moare Pepe de oftică, frate! Dă-mi de recomandă că te-a mama dracului cu siropărilele tale! Cine mă e? Tot mama acolo, nu pe matale! Stai liniștită! Când începe surprizele, să mă treziți, mă! Azi e joi, mamaie! Până sâmbătă poți să dormi liniștită, dragă! Sâmbătă? Facă surprizele dacă-i sâmbătă, Manole, și adă-mi și mie o bere, mă! Mergă surprizele, Manole, și adă-și! Taci! Dragi domn, că mai sunt două zile pe la surprizele tale! Ai lichidat telecomanda! Nu vreau, băi, nene, mă lești! Deci ești un criminal. Deci eu doar vreau să vă cum o pupă papi pe Zăvoranca. Te dau în judecată.
eu și cu Dan am hotărât să ne căsătorim. La un singur pas de a fi înghițit de viitură, oamenilor nu le-a mai rămas decât să se roage să nu mai fie locul. Las că vă arăt eu vouă! Vezi tu, mama e surprize acum! Și tu toată știrile, vă arăt eu vouă! Vă puneți cu mine, a? Și au spulberat tot ce au prins în cale. Drumul județean a fost distrus pe o distanță de aproximativ 2 km. Un om a fost la un pas de a fi luat de ape, iar două mașini au fost... Cu tremur! Putem intra în ordinea de zi. Dau cuvântul la primul punct al ordinii de zi, tovarășul domnului Adrian Năstase. În Internaționala Socialistă se folosește și acest cuvânt, să știți. Dragi colegi, dragi prieteni, dragi camarazi, sau cum vrem să traducem, ce stai atâta? Unde să mișc, bă, chiorule? Tu nu vezi că n-am unde să mă mișc? Ești nebun la cap! Cred că e oprit de circulația, că trece Băsescu, bă! Bă, Vitene, acum că ești primar în București, trebuie să-ți spun un lucru, bă. Cum vezi un câine fără zgardă, iute să-l castrezi, să nu cumva să se înmulțească. Și dacă câinele e homosexual? Ce se întâmplă? Domnul Băsescu, închideți geamul! De ce? Ne atacă PSD-ul! Cu ce? Cu hrebenciuci! Poate. Hrebenciuci de distrugere în masă! Dacă asta nu-l distruge pe Băsescu, nu știu ce ar putea să facă. Spun asta, firește, din experiența mea de atâția ani și cunoscându-l pe acest animal, că nu pot să-i spun altfel. Ce se aude? Oare un elicopter? Sau este un avion? Firește că s-ar putea să fie un elicopter, dar totuși, din tot ceea ce știu eu și ascultați-mă pe mine, eu cred că este un avion. E super băse! Repede, Micio, încarcă un hrebenciuc. Numai astfel vom putea face firește ceea ce trebuie să facem. Măi copii, voi chiar credeți că mă clintiți pe mine cu hrebenciuci? Hai bă! A
Ați ajuns la capăt, băieți! Nu o să ne prinzi niciodată, Vi. Cu cele 400 de săli de spor pe care le-am făcut, aș putea fi oriunde. O să ne mai întâlnim noi, super băse! Domnilor, după atâtea frângeri, Adrian Stase cere revanșa lui Traian Băsescu, provocându-l la un meci K1, politic combat. Așa ceva nu se pierde nică. Trebuie să vadă și ochiul meu. Când începe meciul ăsta, veri? Meciul începe peste câteva minute și nu se transmite în direct ca să moară fraierii de ciudă. Dobitoce dracului, nu dați meciul, da? Cu televiziunea voastră cu tot. Da, da. Ce, bă, bine, bă, ești nebuna. Bă, nu mai da, băi. Bă, las legătura, Luciane, Sandra. Bă, bă, ajutor. Să mor eu dacă nu mă duc la meciul ăsta. Alegerile nu se pierd, se câștigă. Cum ai putut să-l lași pe Băsescu să câștige? Tu trebuia să fii președinte. Din cauza ta m-am îmbolnăvit de inimă rea. Na! Iertați-mă, Domnulescu, n-am vrut și na! Și mai na! N-am vrut, Domnulescu, firește! Na încă una! Iertați-mă! Dacă nu câștigi nici meciul ăsta, desfințez PSD-ul. Eu v-am făcut, eu vă omor. Stai aici, băieți! Na! Șefu, vă rog, mai dați-mi mie una! Vă rog frumos, nu mă doare deloc! Chiar îmi face plăcere să iau de la noastră! Ce-mi place! Lasă, bă, Vidane, că trebuie să împărțim egal în coaliția asta! Că iar se supără domn profesor Voiculescu! Na! Ce greu cu la guvernare! Nu credeam că doare așa! Domn președinte, să știți că nu o să fie ușor cu năstate. Vă spun eu unde să-i trageți, că știu. Sub centură, aici, la ferma de ouă. Domn profesor, dar știi politică, nu glumă. Se vede că ești în Balneasa. Dați-mi voie, Traian, eu am pregătit analiza tactică a meciului și... Băi, Căline, stai băi așa, băi. Păi noi ne-am vorbit că te numesc prim-ministru, dar tu te și crezi prim-ministru. Ce mama dracului, mă? Nu! Traiane, când lovești cu piciorul sus, trebuie să fii atent jos. Așa mai merge, băi, Căline, bravo! Vezi, ai învățat și tu ceva de la mine până acum. Și tu ce râzi, băi, Marco? Pentru că atunci când doi români se bat, ungurul câștigă. Nu! Nu! Las că vedem noi cine câștigă. Am aflat că Băsescu va lupta murdar, ca de obicei. Ce vrei să spui? Va avea ardei iuți pe care va încerca să vi-i bage în... În ce, dragă Ponta? E rușine să spun. În fund, e clar. Ce să tot ocolim atâta ca meandrele concretului? Va fi un meci greu. Păcat că mă simt din nou ca la 75 de ani. Dacă aveam 45, luptam eu. Prin câte partide am trecut, am fundul tăbăcit. De asemenea, ne așteptam ca numitul Băsescu Traian să-și folosească mașinile de înghețată, cu care să arunce salve de înghețată cu cacao. Și trebuie să le mănânc pe toate? Băi, Adriane, tu n-ai învățat chiar nimic. Păi nu ne-am făcut noi destul de cacao în ăștia 15 ani? Ce ne mai trebuie și cacao al lui Băsescu? Hai că mă enervez! Treci imediat în ring!
domnilor, bine ați venit la Gala Monștrilor Politici! În colțul roșu, PSD-ul aruncă în luptă fiara de la cornu, ursul PSD, bombonelul social-democrat, domnul Adrian Năstase! În colțul portocaliu, direct de la Palatul Cotroceni, Alianța la Rotării pe regiunea Înghețatei, cu trei meciuri electorale la activ, toate câștigate la puncte, Mihai în prima repriză, Traian Băsescu! Fără violență, fără violență. Te prinde, o Adriane! Traian, nu cu ardei iute, nu, nu, Adriane, acum să te văd eu cum mai stai pe fotolul de președinte de cameră. Nu! Ia să vezi tu ce scuturi are băiatul. Nu, nu, tablourile mele. E, oricum, mai am câteva sute, firește. Mersi, băi Căline. Vezi că ești și tu bun la ceva. Traian, desigur că joci murdar. Mai umplu de cacao. Manole, nu ți-am zis eu, mă! Mă, politica-i pentru oia mari, mă! Noi proștii ne uităm la televizor, mă! Da, mă, pe surprize, mă, și mai ia două bere, uei, doamne!